Salutare copii și bun găsit la un nou clip marca Nick Motovlog. Am găsit câteva întrebări postate pe Facebook de la voi și am zis să trec așa în revistă ușurel, odată cu trecerea timpului și câte o întrebare de genul ăsta, că sunt cam multe întrebări și n-am cum să răspund la toate în clipul ăsta, așa că și în clipul următoare voi aduce în discuție așa părând câteva dintre întrebările voastre. Vreau să vă mulțumesc mult pentru faptul că mă urmăriți, că recomandați și prietenilor voștri linkurile mele de pe YouTube sau chiar cele șeruite de mine pe Facebook. Și na, mă bucur că îmi dați încredere. Am mai zis treaba asta, dar o repet pentru că există datorită vouă, să zic așa. Bun, am o întrebare. Bine, clar, prima întrebare, ce motocicletă recomanzi pentru A1, A2, A7, A9? Există un clip postat în trecut, acum o lună de zile, cred, despre GSX 125 de la Suzuki, singura motocicletă sau prima de până acum cu ABS în dotare. Dar găsiți mai multe detalii dacă derulați puțin. Răsfoiți, îmi faceți puțină dezordine pe YouTube-ul ăla și răsfoiți puțin postările. Azi mi-am amintit că a doua întrebare, că plecasem cu asta în cap, dar am uitat. Că e odată cu trecerea anilor, frate, ai numai probleme de-astea de memorie. Știți cum e, că să fiu un pic porc așa. Primul lucru care se întâmplă la bărbați, încep să uit, al doilea lucru, mai nasol. Încă nu sunt în categoria de vârstă, dar ușurel, ușurel. O să fie de domeniul trecutului uitat ăsta. Salut! Gata, pic! Mi-am amintit a doua întrebare. Cum, cred că probabil că întreabă un puști, o să-i apară numele și pe ecran. Cum fac să conving părinții să mă lase să dea de permis? Probabil că e vorba de A1, nu mai știu exact întreaga, mă rog, conținutul întregii întrebări, dar cam așa îmi dă de înțeles. Cum își convinge părinții să dea de permis moto de categoria 1? Păi băi puștule, ce să zic, e cam nasol. Cel puțin din punctul meu de vedere, că eu dacă aș fi părinte și ar veni fiul meu la 16-17 ani că vrea permis de motor, mai ales în România, spune că nicio șansă. Deci, clar, în fața mea, dacă aș fi taică-tău, prietene, ai merge în continuare cu bicicleta sau cu metrou, cu alte mijloace de transport în comun, în România eu nu te-aș lăsa motocicletă până, nu știu, la 26-27 de ani. Nu știu, și cu toate că, hai să zicem că dacă tu sau părinții tăi sunt mai îngăduitori decât sunt eu, ce aș putea face? Să mă apuc să muncesc, să-mi pun bani deoparte, să devin cumva independent față de ei, dar în același timp să le aduc câteva argumente foarte puternice în sensul ăsta, pentru că nu cred că e problema numai de bani în condițiile în care, sau în momentul în care părinții voștri nu vă dau bani pentru școala moto, ci datorită riscurilor, să fim serioși, că asta e marea problemă. Deci nu știu dacă ar fi mai fericiți ai tăi că nu ți-ar da bani, dar te-ai angajat și ai face rost de bani și ți-ai luat permisul. Și după aia motocicletă, nu știu, să zic într-un an, doi, dacă faci, nu știu, te bagi în câteva proiecte, faci banii ăștia, nu e asta problemă. Ideea e în felul următor, că e o vârstă mult prea fragedă și la riscurile și imbecilii din trafic e mult prea riscant pentru voi. Și gândiți-vă că aveți 16 ani, frate. Deci eu am 35. Cum să zic, undeva de două ori, dar nu știu, nici nu cred că mai mi-aduc aminte ce făceam la 16 ani. Adică, na, cred că sunt multe lucruri mai frumoase decât a te plimba cu motorul. Dar, nu știu, că am impresia că a ajuns cumva să fie la modă sportul ăsta în România, numai așa, că dă bine. Adică, pe principiu, n-ai nevoie, bă, trebuie să am motocicletă, nu știu, așa cel puțin văd eu lucrurile de la unii puștani. De asta cred că mai bine e să înțelegem nevoia de a avea motocicletă, să fim responsabili și, nu știu, dacă tot ești
hotără să-ți iei motocicletă. Revin acum după scurtă pauză și spun și care e secretul. Bun, haideți să revenim. Deci, ca să-ți convingi părinții, în primul rând, din punctul meu de vedere, pentru a-ți lua o motocicletă sau să faci primul pas să-ți iei permisul, ar trebui să ai o motivație foarte, foarte puternică și... Băi, nu știu cum ați putea să faceți lucrul ăsta, eventual să prezentați părinților, nu știu, membrii unui grup care sunt oameni serioși și fac plimbări de-astea lungi, merg în grup, circulă legal, nu fac fente, na, nu știu să zic, probabil că mai puțin sportiv, mai mult ciopărești, ca să zic, ca și categorie moto, dar nu e exclus să găsiți și sportivi care sunt cu bun simț așa și respectă legea. Acum nu știu ce plimbări ai putea să faci cu motocicleta aia de 125 și părerea mea. Am și eu de 125, nou-nouță, dar nu știu dacă m-aș încumeta cu ea la drum să plec 300 de kilometri. Nu știu. Ba, poate am și opțiunea cu ampa asta ca lumea și nici nu simți orele când stai pe ea, dar nu știu. Poți să faci asta, nu zic nu. Sau faci o plimbare de asta dacă stai în București, te duci până la Cernica sau nu știu, la pădure, la o aia, dar nu știu. Deci trebuie să, în primul rând, înainte să ai discuția asta cu ai tăi, trebuie să te asiguri tu că ești responsabil și că poți, nu știu, să faci ceea ce ți-ai propus fără a crea necazuri altora sau a-ți pierde viața sau a te răni. Nu știu. Important e, cred că, și grupul de motocicliști din care faci parte. Că dacă te duci la pădure și vezi că prietenii tăi cu experiență adevărată, șmecheri, calificați, se apucă, mai bea o bere, mai cu tare, nu știu dacă e grupul din care ar trebui să faci parte. Adică trebuie să îndepărtezi orice pericol iminent sau lucru care se poate întâmpla. Să mergi la școală, un alt motiv, băi, nu știu, chiar ai nevoie de o motocicletă să mergi la școală? Nu știu, na, motive sunt multe, acum important e să creadă și ai voștri ceea ce le spuneți și să fiți și convingători, cred că e termenul potrivit pentru asta. Nu știu, dacă ești, nu știu, pune-te în fața oglinzii și discută cu tine însuți și spune: frate, vreau să-mi iau motocicletă pentru motivul X. Să ies 2 ore în weekend, să simt și eu libertatea asta de a merge pe 2 roți sau, nu știu, am dat un exemplu. Uite, promit că merg legal, nu fac scheme, nu mă bag între mașini cu 80 la oră, nu fac aia. Și uită-te tu în ochii tăi și, bă, dacă ai încredere și într-adevăr o să fii un motociclist adevărat, în adevăratul sens al cuvântului și nu am, da? Atunci meriți pe deplin să-ți iei permis și motocicletă și atunci sunt sigur că și dacă vei avea o discuție sau veți avea o discuție cu părinții voștri, îi puteți convinge atâta timp cât sunteți oameni de cuvânt și de încredere. Pentru că și eu, până la urmă, cât de hotărât de a nu lăsa copilul meu să-și ia permis de motocicletă până la 26-27 de ani, bă, dacă ar veni la 17 ani și mi-ar zice așa frumos și mi-ar da de înțeles lucrul ăsta și, nu știu, aș avea ocazia, acum n-am, că sunt și eu motociclist, să merg în spatele ei și să văd într-adevăr că e ok și să-i o mai... corectez, așa să zic, prin intercom, ai grijă, nu te-ai asigurat când ai trecut intersecția, ai intrat prea tare în giratoriu, nu știu, chestii de-astea, cu siguranță, da, n-aș mai avea nicio problemă, să văd eu măcar acolo niște lucruri că se întâmplă și că respectă, că acum, Doamne ferește, dacă e să se întâmple, ați văzut retardația aia, că n-am și putea să le spun altfel, prin nu știu ce sat sau comună din Tulcea, unde au intrat, au făcut, se filmau cu, nu știu, un BMW Cabrio, Astra Cabrio, nu știu, mă rog, și se filmau, erau live pe Facebook cu super viteză, vreo 2 dintre ei erau drojdiți și au intrat peste o femeie în curte care era însărcinată, au omorât-o și pe aia, mă rog, a murit femeia săraca în drum pe spital, a omorât și copilul ei care era în curte și a mai
rănit și, nu știu, pe maică sau pe, nu știu, deci... Se poate întâmpla, acum nu zice nimeni, mergi pe motor, cum am mai auzit eu, apropo de treaba asta, adică nu trebuie să săriți nici în extrema cealaltă. Am avut chiar săptămâna asta un tip cu care am purtat așa o discuție mai scurtă pe Facebook și mi-a zis că și el e super iubitor de motoare, că e pasiunea lui viața pe două roți, dar chiar dacă orice motociclist în momentul în care urcă pe motocicletă e posibil să n-ajungă acasă, să mai ajungă acasă, el e super pasionat. Frate, stai un pic așa, stai un pic așa că vorbim de lucruri diferite. Eu am pe motocicletă aproape 30.000, sau mă rog, pe două roți, aproape 30.000 de kilometri. Să zic că am o medie de 10.000 pe an. Dar, frate, crede-mă că nici când eram la început și îmi tremurau chiloții pe motocicletă, când abia mergeam cu ea prin oraș și mi-era frică, îmi simțeam că nu e de mine și că abandonez chestia asta, nu mi-am pus niciodată în cap sau nu mi-a venit niciodată în minte chestia asta că nu o să mă mai întorc acasă. Ce prostii vorbim aici? Cum adică nu te întorci acasă? Păi de ce nu te întorci acasă? Mergi cu 250 la oră prin oraș și atunci e clar că șansele de supraviețuire sunt ca alora de la pe la Cernobâl sau... Despre ce vorbim? Hai, mami, hai, că zau, uite, eu te împing un pic așa. Op, am prins-o de nivelare și a fugit de funduleț. Înțelegeți? Deci niciodată nu mi-a pus în cap lucrul ăsta și niciodată n-aș face asta. Adică dacă aș pleca cu mentalitatea asta de acasă, că dacă plec nu știu dacă mă mai întorc, păi la ce căcat mai caut să mă urc pe motocicletă? Nu știu, scuzați-mi expresia. Stau naibii acasă. Cum adică? Dacă m-am dus, am făcut croazieră cu vaporul sau am zburat când am venit în Australia 20 de ore, pe m-am gândit că dacă mor, tu cui rămâi sau... Cum, pana mea, să te gândești la treaba asta? Că dacă te gândești, nu mai faci lucrul ăla. Păi gândește-te, nu știu, să... Na, nu eram, nu pot să zic că am fost super relaxat când am făcut primul zbor. Acum, dacă tot am venit în țară destul de frecvent și am mai zburat și prin concedii și alea, nu mai am fix nicio problemă. Nici, adică mă uitam la alți pasageri când făcea așa avionul, erau schimbați la față. La mine eram un pic așa, mai puțin relaxat, că nu era, na, prea confortabil, dar nu că eram speriat. Păi dacă era să mă gândesc de la început, nu mai exista să iau un calcul să zbor atâtea ore, să fim serioși. Deci n-ai cum să te gândești la lucrul ăsta. Într-adevăr, e riscant sportul ăsta, dar nu e atât de riscant pe cât mulți dintre voi ar crede. Dacă urmăriți și o statistică în România, o să vedeți că majoritatea cu implicații în accidente, din păcate, sunt ăștia cu sportive. De ce sunt ăștia cu sportive? Oare că merg cu viteză? Nu știu. O fi și ăsta un punct de vedere, o idee, un motiv? Ia gândiți-vă voi bine. Nu zic că momentul în care au fost implicați în accident a fost vina lor. Nu, dar te expui și mai mult mergând cu viteză. Asta este mai mult decât firesc. Viteza e făcută să o folosesc atunci când trebuie și unde trebuie. Deci dacă mergi prin oraș cu 120 la oră sau... Apropo de asta cu viteza prin oraș, eu nu sunt de acord. Deci nu sunt de acord cu viteza prin oraș și la mine nu mai e oraș, nu zici că e asta. Zici că nu mai e drumuri de astea unde viteza e legală, e de 80 la oră. Și cu toate astea toți merg cu 80. Dar mă uitam că postase la un moment dat, nu știu cum să-i spun, un bătut în cap pe... cred că pe suflete, pe două roți, nu mai știu pe ce grup, o poză cu un motociclist, deci poza făcută din spate a unui motociclist prin nu știu ce zonă, localitate, prin România, și comentariu. Fratele meu sau fratele nostru motociclist, nu înțeleg de ce mergi cu 70 la oră. De ce mergi așa încet sau ceva, de ce nu stai 70 la oră. Mamă, și am început, bineînțeles, tot să îi dea în cap și pe bună dreptate. Adică omul era în localitate, avea și motocicleta încărcată, că nu era cum sunt poate 5% dintre motocicliști rosi și numai cu echipamente de piele, numai viteză, numai scheme, numai alea, o bârie două ore și se întorc acasă. Nu știu dacă asta înseamnă să fii motociclist. Dar să revenim la postarea respectivă, unde și-a luat numai castane de la toți, pentru că majoritatea, ceea ce... pe bună dreptate
și motocicliști adevărați au spus, frate, avea 70 la oră, cum spui tu. Era în localitate, deci viteza maximă era de 50, mergea cu 70, cu cât vrei să meargă. Adică, mă bucur că oamenii l-au taxat, nu știu cum să zic, și pe bună dreptate. Dar acum nici nu știu ăsta care a postat dacă o avea și în motocicletă, că am tot văzut postări de la anumiți puștani și copii, dar mă abțin să comentez, deci credeți-mă, mă abțin să comentez, că pe urmă spuneți că sunt eu al dracu. Dar n-au nicio treabă, adică n-au un permis, n-au motor, dar ei... ce recomandări de motoare, ei vor nu știu ce, peste 2 ani să-mi iau motor, dar mă apuc acum și postez ce motor între 7 tipuri de motoare ce-mi recomandați. Dar el nici cu bicicleta n-a mers prea mult, sau nu știu, nu vreau să fiu rău, dar mă înțelegeți ce vreau să zic. Hai că iar a vorbit ca televizorul. Păi ne auzim atunci, ce să facem, dacă... s-au făcut vreo 10 minute, s-au depășit iar timpul, îmi pare rău. Nu, e greu să te cadrezi din astea 10 minute. Și dacă lungești filmul, pe urmă devine plictisitor. Și cum o dai, tot nu e bine. Aveți grijă de voi. O zi frumoasă. Ciao.